Ce vorbește băiatul acolo? Bună dimineața! Da, deja patul ia formă. Mai avem o parte de făcut la ieri, pe mine mă doare măseaua încă. Și acum mă doare, dar ce să fac? Da! Tati, da! Și gata, am montat și noi patul. De acum o să punem saltelele, plecăm imediat să le cumpărăm, o luăm pe Selite la școală. Îmi place că e foarte mare, spațios, na, ocupă destul de mult loc, pentru că dormitorul e destul de îngust. Dar e ok, te arunci direct în pat, nu mai stai, strânge canapeaua, închide-o, la o adică este dormitor și în dormitor cam paturi de genul se pun. No, ne place foarte mult, suntem foarte bucuroși. Mi-am pus o compresă din asta cu apă, deoarece așa mi-a zis medicul că trebuie să fac. Adică în cea mai mare parte a zilei, până 6 noapte am dormit și norocul ea m-a lăsat durerea. Vreau să vă zic că în momentul în care aveți durere de mânsea, doctorul recomandă să se pună ori gheață înfășurată în prosop, niciodată gheață pe față, cum am făcut eu în seara aia, a fost total greșit. Și eventual sau eventual o cârpă cu apă. Vreau să zic că pe mine mă ajută. Și acum m-a luat durerea de mânsea și mi-am pus ca să mă mai calmeze. Mi s-a umflat. Nu știu dacă voi vedeți, dar puțin sunt umflată. Se și simte la atingere și pe interior. Vreau să zic că nici nu mai simt ațele care m-au pus. Se simte doar gingia umflată. Aseară noroc cu cârpa asta, că am ținut-o pe obraz și am dormit și eu toată noaptea. Într-un final am dormit și eu, Doamne, ca la altă noapte pentru mine a fost crunt. Acum o să mă duc la farmacie să-mi cumpăr amoxicilină, deoarece dacă s-a umflat, trebuie să apele să iau amoxicilină, vreau, nu vreau. Dar doctorul mi-a zis să stau liniștită că nu afectează copilul și iau una la 12 ore. Luni am programare să-mi scot ațele. Azi că durează doar 10 minute. După care mă duc să-mi iau saltelele. Apropo de pat, patul este cumpărat de către tatăl meu pentru copii. Copiii și-au dorit foarte mult, adică Selena și-a dorit foarte mult un pat din ăsta. Și cum a reunit, tata a luat, a zis că este pentru amândoi. Îi mulțumim din suflet și să fie sănătos și lui și mamei mele că ne ajută foarte mult și soacrei, socrului și lui Haiu și la toată lumea mulțumim că ei ne ajută și ne sprijină și financiar și moral. Așa, ce am mai vrut să zic? Luăm saltelele, vin acasă, după amiază vine meseriașul să-mi termine și mie ușile, să le să dea cu șmirghelul și să dea crecăcul lavabil. După care, cam pe întâi, vreau să mă apuc de curățenie. Acum nu am o regulă, că e exact întâi, că e mai târziu, vreau să-mi spăl toate pahare, toate farfurii, curat înăuntru. Deci vreau să fac tot ce e în interior. După care, frigiderele aproape de sărbători să le spăl, cuptor și exteriorul îl las la urmă, atunci pe data de 21-22. Dar acum o să mă axez pe interior, să spăl mai muțoaiele și toate cele. Ce am mai vrut să zic? Trebuie să-mi fac și niște cumpărături sau sumea s-ar putea să plece în seara asta sau mâine la muncă, adică în Italia. Și să facem niște cumpărături. După care vin acasă și trece atât de repede timpul când e soțul meu doar o zi, două cu noi. Foarte repede trece timpul. Dar ce să facem? Dacă asta este munca, nu avem încotro. Da. Cel puțin pe mine mă ajută compresa asta foarte mult. Nu știu dacă mă ajută că mi s-a scos mânseaua sau... Dar puteți să încercați. Dacă aveți durere de mânsea cu o compresă, acum trebuie să mă îmbrac, o să vină soțul meu și trebuie să cobor jos, să plecăm. Și afară nici nu știu cum e vremea. Având în vedere că merg cu mașina, nu mă îmbrac chiar așa de gros.
Abia aștept să punem saltelele și să dorm în patul ăsta nou. Eu voi dormi în partea de jos cu Marc și Selena a zis că doarme sus, dar sunt sigură că nu va dormi sus și sunt sigură că va dormi tot cu noi jos, dar încăpem. Partea de jos susține 180 de kg și partea de sus 90. Deci partea de jos susține o persoană maxim să aibă 90 de kg. Deci partea de jos e de două persoane. Aș putea să dorm și eu și soțul meu și copiii în partea de jos și nu s-ar rupe. Dar bineînțeles că nu o să abuzăm să facem chestia asta, să ne trezim că se rup scândurile. Și eu nu pot să dorm cu soțul meu, că soțul meu sforăie și nu pot să dorm. Deci dacă dorm cu el, nu mai dorm toată noaptea. Așa că trebuie să dormim separat. Și n-are rost nici să ne înghesuim, avem atâtea paturi în casă să stăm să ne înghesuim. Mă simt atât de ciudat pe interior și vreau să zic că măseaua asta care mi-a scos-o radiază durerea și la următoarea și la cea de jos. Abia pot să vorbesc și de râs, cel puțin dacă încerc să hac așa, mă doare foarte tare. Și acum mai nou începe să mă doară și cealaltă care e de minte și trebuie scoasă, la care v-am zis că am închis. Parcă zici că le apuc acum pe toate, parcă zici că simte că urmează să le scot, nu știu ce se întâmplă, dar cred că pentru mine durerea de măsia e cea mai cruntă, vă zic sincer. Nici durerea de cezariană sau alte dureri care au mai fost nu a fost atât de tare cum e durerea de măsia. Și Nospa nu mă ajută. Am luat Nospa de 80, nu mă ajută. Din ce am citit pe internet, Nospa este doar pentru durere de cap, dureri menstruale, nu mai știu ce scrie acolo, parcă rinichi și altele, niciun caz măsia. Nu știu de ce se dă de către medici. Nospa la unele mămici pentru sau la farmacie la fel îți dă Nospa, pe mine nu mă ajută și trebuie să mă bag pe amoxicilină, sper să mă ajute amoxicilina și să se desumfle și să nu mă mai doară. Normal trebuia să iau amoxicilina seară, nu am avut, dar o să încep probabil din seara asta, eventual la vreo 9-10, ca să fie în 12 ore. Doctorul a zis prima oară că se iau la 8 ore, după care i-am zis, domn doctor, dar nu se poate să iau la 12 ore, că e prea mult de înghițit, nu suport pastilele, ci că da, haideți că facem așa, luați la 12 ore timp de 5 zile. Și vă dați seama că trebuie să iau că luni dacă mă duc la el și nu mi se desumflă, nu vreau să mă trezesc cu... Adică să mă trezesc să-mi zică că trebuie să mă întorc acasă să-mi fac tratamentul de antibiotic. Eu am mai avut vreo 5 măsele scoase în clasa 8-a, și vreau să vă zic că nu mi-aduc aminte să fi fost chiar așa de dureros ca acum și nu mi-aduc aminte să se fi umflat. Nu am luat nici antibiotic de către medic, nu mi s-a dat nici calmante, nimic. Probabil mă doare că m-a cusut și data trecută eu nu am fost cusută la nicio măsia și probabil doare cusătura în sine, habar nu am. Mi-a făcut un ceai de mușețel strecor și îmi pun zahăr, trebuie să-l beau. Trebuie să mă clătesc de 2 ori pe zi sau de 3 ori cu apă de gură. Și trebuie să-mi țin compresia aproape toată ziua pe partea asta. Bineînțeles că nu reușesc, că marea majoritate a zilei o fac treabă și nu pot să stau cu mâna așa. Eventual să-mi o lipesc cu scoci sau să o leg cu un fular. Și v-am lăsat, ne auzim mai încolo. Sper să filmez astăzi un vlog mai lung. Sper să reușesc. Vă pup cu drag, dragilor. Pa, pa! Eli, ce faci? Cum a fost la școală? Frumos? Da? Bravo, ține că a fost frumos. Copiilor o prăjitură din asta Oreo de aici foarte bună. 5,50 lei, dar bună, rău. Dar mâncare au mâncat de s-au rupt. La prăjitură. Păi s-au terminat bateriile, dai seama. Mar, fii atent. Thank you.
Ce frumos cânta asta. Ce faci, Marc? Mamă, dar ce scumpă e masa asta. Bă, hai să vedem, mă. 918 lei. Marc, hai să te lovești. Ce e ăla mic? Parașuta aia. Ce parașuta? Aia. Nu-i voie, mama. Opa. Dacă îl mai dai mult, adoarme. Mi-am cumpărat tinctură de propolis la recomandarea voastră. Și acum o să-mi iau să-mi pun, că mă doare măseaua, și o să-mi pun și o compresă cu apă. Am luat de la o tanti care vindea miere. Tinctură de propolis produsă în România. Așa, ia să-mi dau drumul la altarul meu. Marc doarme și am mai cumpărat un. L-am adus în, în sfragerie, când dormitor nu erau saltele puse. Și am cumpărat un fagure de la piață. Mi-a place foarte mult fagurele de miere. Selena deja a mâncat din el. Este plin cu miere. Plin, plin, plin. În copilărie aveam o prietenă la țară care bunica ei avea... Băi, dar cine mi-a băut mie atâta ceai din ăsta de mușețel? Eu nici n-am băut atâta. Trebuie să iau la rost, să-i întreb care mi-a băut ceaiul. Și ne dădea bunica lor la copiii aia direct din stup de acolo faure. Așa fain era. Tocmai am scos rufele de la uscar și o să le iau să le împachetez. Să văd care e nevoie să le calc, le calc, care nu, nu. Am băgat mașina să se clătească, că mereu după ce se usucă rufele lasă numai scame înăuntru. Și haide să vă arăt și pătuțul cu saltelele. Bună! Bună! Am fost și am stat o grămadă să ne dea saltelele de la... de la Dedeman, dacă nu am tâmpit acolo. Marc era obraznic și Selena deja stă sus acolo. Îi zi, yeah! Frumoasă! No, ne place foarte mult, atunci suntem super bucuroși că l-am luat. Am pus pătură și e super. Lasă-l! Vine! De ce rupe nele? Narc! Vrei în brațe? Chiar tu știi că trebuie să-mi aduci Bradu zilele astea, să-l am în casă. Bradu! Nu te mă lasă acolo. Pe da, îl fac, mă, la 1 decembrie sau 5 ori de-o. Vini! Călușca! Marc, hai că ia să o prind din față, să văd dacă mai dă din cap. Ce față faci? Vrea la jucării și ea. Unde te ai? Ce față faci? Dacă uite la microfon? Vrea jos. Mini, ce mă se pupia frumoasă. Marc, te-ai trezit?
Te ajut! Pe mine mă doare, mă ți-am de nu iPod. Mă duc să-mi cumpăr amoxicilină și să văd dacă are la farmacie lidocain, un spray anestezic care se poate da și la adulți și la copii. Și la copii chiar la vârsta de 2 ani. Și mă duc să cumpăr să... Adică amoxicilină cu siguranță are lidocain de ala, ci că e foarte bun. E ceva de genul cum era dentocalmin, parcă se numea ăla. Mai ce minte, dentocalmin, da. Ucici, uite-l jos pe Ucici. Mine! Mine! Ce faci, fata? Iar vrei să fur jucării? Nu-i dai un telefon lui un țăr, lui Prodan. Deci ține-mi dau. Păi da, da, sper că nu. Nu. Hai. Nu. Da. Hai, nevoie. Nu. Da. Păi așa, ca și cum rotești da. De tu. Așa. Și acum nu? Nu. 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 Doamne, că mă doare obrazul, cât am putut să râd. Fata! Doamne! Nu! Se vede că mi s-a umflat. Și tot mi se umflă. Am plecat să-mi iau antibioticul. Am citit și pe internet, pe forumuri, ca să mă liniștesc cât de cât. Și pe site-uri ale medicilor. Și scrie că amoxicilina este permisă în alăptare și în sarcină. Aveam oarecum o teamă, chiar dacă mi-a zis medicul, dar acum m-am mai liniștit. Așa de tare mă doare mă seama și așa de tare mă supăr. Nu sunt bună de nimic, nici să mănânc, nici nimic. Afară-i rece. Așa de tare mă ofti când știu că băi, mi-am scos măseaua, dar mi-am scos-o cum ar veni și n-ar trebui să mai mă doară, da? Eventual să mă doară puțin locul, că mi-aduc aminte din anii trecuți, mă durea locul. Dar vreau să zic că durerea acum îmi radiază și la celelalte măsele și sper să n-am probleme cu măselele. Sper să n-am probleme cu celelalte măsele să ajung să le fac, cu toate că la radiografie mi-a apărut că sunt bine măselele și dinții ceilalți. Doar la două mi-a zis că am la una o infecție pe canal și la una... un chist. Acum în partea asta de aici nu am probleme la niciuna decât la cea care mi-a scos-o. Vai de mine. Și antibioticul trebuie să le iau tocmai la ora 9 sau 10 seara și abia ora 5. Vă dați seama cât mai trab. Sper să găsești spray-ul ăla care face anestezia locală să mă anestezieze pe loc, pentru că altfel simt că nu mai pot. Pur și simplu simt că nu mai pot de durere. Nici nu știu ce să fac de mâncare asta. Acum, în seara asta, sincer să fiu. Chiar zicea și soțul meu că nu știe ce să mai mâncăm. Și nici eu. Dar o să mă gândesc. Să văd. Cartofi franțuzești mi-e așa lene să mă apuc să fac. Că ea am un meniu de ceva timp. Mi-e lene. Mi-e lene să fac. Am podobit deja încolo la un hotel. Așa că pot să dau să-ți vedeți. Nu se vede bine. Se vede ca și cum zici că-s doar niște dungi cu lumini. Dar în realitate se vede așa cum luminează. Mov, albastru și alte culori. Abia aștept să văd toate lucrurile astea împodovite așa pe geam și braz și toate cele. Gata, am fost la farmacie, mi-am luat amoxicilina. Mi-am luat și Nurofen. Spray-ul ăla nu a vrut să mi-l dea fără rețetă. Și mi-a zis că poate să-mi dea Nurofen, că e permis în timpul alăptării, mai ales că copilul este deja destul de mare, nu mai e ca un bebeluș. Și am luat acum un Nurofen, m-am oprit la Penny, mi-am făcut niște cumpărături și am luat și Nurofenul, că mă doare de mor. Și să mă duc să văd ce să gătim, am mâncat o banană. Eu mereu când iau o pastilă simt că îmi rămâne în gât și te-a trebuit să mănânc o banană repede. Și oarecum e și un pic foame. Sunt super, super epuizată și obosită. Cred că și durerea asta de măseam
consumă forța, energia, așa că nu mai știu ce să fac. Am cumpărat niște salam din ăsta cu șuncă, niște salam din ăsta alalt pentru serii la școală, niște banane, amoxicilina, am mâncat și o banană pe drum. Așa, un lapte, apă de gură, castravete, nurofen, ce-i bă? Și un pomelo. Da, lasă, nu te clătești în gură că te pișcă. Și un pomelo. Elena face omletă. E foarte harnică. În seara asta mâncam omletă, să știți, și cu niște lebăr din ăsta. Chiar nu știu ce să mai dau de mâncare copiilor și nici eu m-am săturat. La noi, doar pe caietul lui. Mi s-a făcut rău? Da. Îl durea burta. Și a chemat pe cineva să vină? Să-l duc acasă? Am pus un pic de sare și un pic, dar sare foarte puțin, că am băgat niște brânză din aia sărată cu care fac eu de obicei paste și asta mâncăm în seara asta. Știu că nu e ok, e cam 6 și ceva, dar asta este. Mai face și câte o excepție din asta. Nu-i da drumul! Nu! Noi o să încheiem vlogul aici, suntem iar în șantier, că a venit și nu fac ușile. Și gata, uitați cum arată ca lumea, super. Și mâine am de gând să zugrăvesc cu soțul meu toată, adică dacă nu pleacă, tot, să astup floare, să dau fluturi jos, toată sufrageria, barem și poate puțin balconul, mai ales că la noi cum merge căldura destul de mult, cu ocazia asta se usucă, pentru că și asta s-a uscat foarte, foarte repede, gletul și tot ce a făcut ușile. Și suntem iar în șantier, noroc că e soțul meu acasă și mă ajută și el pe mine. Și Crăciunița asta, văd că aici s-a ofilit drăgălașa, nu știu ce, nu i-a prins ei bine. Mi-a trecut și mie durerea de măsia, m-am clătit cu apă în gură. Îți dau acum și după aceea am luat un nurofen și ăla m-a ajutat să se iacă. Și o să închei vlogul aici. V-am pupat cu mare drag, o seară liniștită, pa, pa!